Guvernul Dăncilă a picat, moțiunea de cenzură a trecut cu 238 de voturi. 4 voturi au fost contra moțiunii. În total au votat 245 de parlamentari, dar au fost anulate și 3 voturi. Era nevoie de 233 de voturi pentru căderea guvernului. Din acest moment, guvernul Dăncilă e demis și rămâne în funcție cu puteri diminuate până la instalarea noului guvern. Primele declarații politice din partea social-democraților au apărut. Deputatul de Olt, Marius Ian, susține că odată cu înlăturarea guvernului vor fi stopate și investițiile în infrastructură, vor fi reduse pensiile, iar în sistemul bugetar trebuie să ne așteptăm și la concedieri. Nu au spus niciun cuvânt despre oameni, despre românii care trăiesc și muncesc în țara aceasta și care vor un trai mai bun. Îmi pare rău că nu vom putea să-i apărăm pe cei 400.000 de profesori, medici, polițiști, pompieri, jandarmi și funcționari publici care vor fi concediați, pe pensionarii cărora nu le vor mai crește pensiile, pe bugetarii care vor avea salarii mai mici, pe aitiștii, oameni de afaceri români ale căror venituri vor fi impozitate. Nu știu dacă va mai continua construirea drumului expres Craiova-Slatina-Pitești sau proiectele din orașe și comune prin PNDL. Noi atât am putut face pentru ei, acum este rândul partidelor de opoziție, a declarat Marius Ian, cu deputat PSD Olt. Problema investițiilor și-o pune și edilul Slatinei, care a anunțat că se bate pentru fiecare leu pe care orașul îl merită. În ceea ce privește orașul nostru Slatina, cred că momentul de euforie al celor de la București trebuie să fie scurt. Guvernul trebuie să-și suflece mânecile și să sprijine în mod activ primăriile. Indiferent de culoarea politică sau anvergură economică, este de datoria echipei de la București să dea drumul la investiții și proiecte în favoarea fiecărui cetățean. Drumul expres Craiova-Pitești în construcție accelerată, o linie ferată de mare viteză care să ne lege de vecinii noștri, o sală polivalentă modernă și cuprinzătoare, și lista poate continua. Sper ca guvernanții de la București să pună înainte de toate interesul cetățenilor, să nu taie nici din pensii, nici din salarii și să înțeleagă că nu culoarea politică îți aduce voturi, ci proiectele. Deși suntem o primărie cu excedent bugetar, orice dezechilibru venit din deciziile viitorului guvern de dreapta ne poate arunca într-o prăpastie fiscal-economică. Voi veghea personal ca aceste lucruri să nu aibă loc și mă voi bate pentru fiecare leu pe care orașul îl merită, a declarat Emil Moț, primar Slatina. De partea cealaltă, liberalii olteni susțin că sunt pregătiți să guverneze. Este o victorie a tuturor românilor să vadă o guvernare cu adevărat în interesul cetățeanilor, o guvernare în interesul românilor, o guvernare și un guvern care se va coaliza în jurul Partidului Național Liberal. Din momentul adoptării moțiunii de cenzură în Parlament, guvernul este considerat demis. Potrivit Constituției, guvernul Dăncilă îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii noului cabinet. Acum președintele Klaus Iohannis devine principalul jucător. Potrivit articolului 85 din Constituție, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.